O fetiță de doar 6 luni din Costești, Argeș, este în stare critică, iar medicii se tem că temperaturile mult prea mari au agravat problemele de sănătate. Apartamentul părinților este la ultimul etaj și în interior au fost și peste 34 de grade Celsius. Copila a ajuns dimineața la spital cu febră și greutate sub limită. A fost intubată și transferată cu elicopterul la București. Doctorii au cerut și o anchetă socială. Se tem că fata nu este tocmai corect îngrijită. Stare fertilă 42 de grade. Medicii din Pitești au o misiune contra cronometru. Copila de 6 luni are febră 42 de grade Celsius și trebuie să ajungă urgent la spitalul Marie Curie din capitală. Sub ochii mamei abia mai respiră. Hai să-i punem ventilatorul, te rog frumos. Am preluat un bebeluș în vârstă de 6 luni, în stare extrem de gravă, intubat, ventilat, o stare toxicoseptică. Părinții spun că bebelușul a început să se simtă rău aseară. A făcut febră, iar medicii se tem că și temperatura crescută din casă i-ar fi putut agrava starea. Probabil și de la căldură și de la gingite a dat dinții și a făcut... Bine, să ajungă starea. Câte grade aveți în casă? 34, 33 și ceva. 34 de grade aveți în casă? Nu aveți aer condiționat, n-aveți nimic. Și stați la ultimul etaj. Da, ultimul etaj, acesta. Ieri noapte, toată noaptea a țipat copilul ăsta. Și ieri plângea că a scos-o afară, cu cruce. Medicii au descoperit că fetița are o infecție gravă. Au alertat autoritățile și au cerut anchetă socială pentru că, spun ei, copilul ar fi ajuns prea târziu la spital. Acest sugar a prezentat convulsii, a prezentat la vârsta de 6 luni 5 kg. Familia recunoaște că bebelușul are probleme mai vechi, dar nu e neglijat, spun rudele. Mă distrugeam suflet când o vedeam că nu ia în greutate, îmi venea să mor eu, pentru că laptele ei s-a schimbat nu știu câte feluri. Copila se luptă acum pentru viața ei pe un pat de spital din capitală. Ce i-a provocat infecția rămâne deocamdată un mister.